Primăria municipiului Rădăuți a demarat lucrările de înlocuire a bordurilor de pe strada Mihail Cogălnicianu și o mică parte din strada Mihai Eminescu. Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, ne informează că aceste lucrări vor demara și pe alte străzi care sunt prinse în proiect. Ce lucrări se efectuează acum pe strada Mihail Cogălnicianu? Deci atât pe strada Mihail Cogălnicianu și pe alte străzi care sunt în lucru, așa cum am povestit de-a lungul timpului, se așează bordurile după ce s-a așezat primul strat de asfalt. Această procedură am convenit să o facem deoarece străzile fiind extrem de avariate înainte de această procedură, nu am avut o altă soluție pentru ca în final ultimul strat să fie exact așa cum ne-l dorim la nivelul lor.